în această pauză. Moment suficient de direct să îi pasăm legătura Florianei, care este la cadru cu Adrian Mutu. Planuri de viitor, calea de trecut au fost spulberate. Ce gândește, ce face și mai ales încotro se îndreaptă Adi al nostru? Aflăm de la Floriana. Unde ați ajuns? Ceva conferință? Neața? Bună dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Nu vom afla astăzi cu ce echipă va semna Adrian Mutu, dar vom încerca să aflăm câte ceva despre omul Adrian Mutu. Bună dimineața, Adrian. Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Adi, vreau să te întreb în primul rând, care este locul tău preferat de vacanță? Da. Locul meu preferat de vacanță este Republica Dominicană. Chiar dacă, să spun așa, lumea crede că am fost în multe locuri de vacanță, chiar nu am fost. De obicei mă duceam în Republica Dominicană sau la Miami, cele mai multe ori, în ultimii, să spun așa, 20 de ani. Deci, în afară de faptul că sunt și fetele mele acolo, peisajul care ne înconjoară în acea țară și apa, culoarea apei, este ceva extraordinar. Deci, Republica Dominicană. Care este mâncarea ta preferată? În general sunt un fan al salatelor, dar nu se refuză niciodată un sarmale, ciorbă de perișoare, un gulaș bun, dar în general pe salate. Te menții în formă oricum, de când te-ai lăsat de fotbal, arăți foarte bine. Mulțumesc, cum am spus, îmi place să mănânc un grătar, îmi place să mănânc o carne bună sau să spun așa, să am zile când mănânc ce-mi face mama sau soția, dar în general sunt pe salate, nu pentru că sunt la dietă sau ceva de genul ăsta, ci pentru că e un stil de viață, așa m-au fost obișnuit și așa am rămas. Adi, dacă nu ai fi fost fotbalist, ce meserie crezi că ai fi avut? Nu știu, ce eram Pitești, angajat la Autodacia sau lăcătuș mecanic, nu știu, profesor de sport, nu am idee. Ți-a plăcut fotbalul de mic ție? Am început am început în casă după la 3 ani, ce mi-aduc eu aminte, cu adevărat la 6 ani jumate. La Arii Pitești, după o jumătate de an, am trecut la FC Argeș, până la echipa mare, de la junior până la echipa mare. Spune-mi, te rog, care este filmul tău preferat? Cred că m-am avut în cască și nu sunt obișnuit. Da, filmul meu preferat nu am unul. Mi-a plăcut foarte mult Gladiatorul, dar deja au trecut peste 20 de ani, mai mult de 20 de ani de când a apărut. Mă uit, sunt un pasionat de seriale și eu și soția mea ne uităm aproape în fiecare seară atunci când avem timp la seriale. Deci film în general. Ai plâns vreodată la vreun film? Da. Da, nu. Sunt filme care emoționante și nu am nicio problemă să plâng. Adi, mulțumesc mult de tot pentru că ai fost astăzi alături de noi. Cu siguranță vom afla în zilele viitoare și cu ce echipă vei semna. Noi ținem